ieri am ținut să merg la spitalul, fostul spital al Căii Ferate, care acum a devenit parte componentă a spitalului clinic de la Ministerul Sănătății. Ați văzut cu toții imagini, este un bloc de reabilitare cu saloane medicale de lux, așa pe cum nu am mai văzut în Republica Moldova. Se vorbește că acesta a fost salonul prezidențial. Nu știu cine stătea acolo, dar problema este în altceva, că noi trebuie să ne debarasăm de această mentalitate sovietică încă pe care am avut-o, pentru că nu este altceva decât reminiscențe sovietice, că trebuie pentru șefi să avem saloane medicale separate, cu jacuzzi, cu duș, cu muzică, cu telefon, cu marmură, cu dormitoare de 30-50 de metri pătrați. Și problema este că ocupă, cred că, o treime din spațiul din acest bloc. Trebuie să faceți o investigație, să vedem câți bani s-au cheltuit. Și cu părere de rău, vreau să constat că nu doar la spitalul acesta s-a întâmplat acest lucru. Rugămintea mea este ca în acest spital să fie mărite numărul de paturi, spații sunt suficiente, să aibă parte de reabilitare toți cei care au nevoie de acest lucru și, așa cum am vorbit, separat și veteranii de război, și acest spital poate să fie centru în responsabilitatea căruia va fi asistența medicală pentru veteranii de război.